A fost odată ca niciodată într-o țară care se numea Morfologia, un împărat pe nume Substantiv. Acesta avea 5 fii: nominativ, acuzativ, dativ, genitiv și vocativ. Pentru a verifica vrednicia fiecărui fiu, împăratul i-a trimis în lume timp de un an și apoi, în funcție de bogățiile cu care se întorcea, le dăruia fiecăruia ranguri înalte pe care le-a numit funcții sintactice. Astfel, împlinindu-se vremea, primul fiu nominativ a venit la tatăl său și i-a adus două pietre prețioase pe care le-a numit cine și ce. Împăratul s-a bucurat și, lăudându-l, i-a oferit funcțiile sintactice de subiect și nume predicativ. Apoi a venit al doilea fiu, acuzativ, care s-a dovedit a fi cel mai vrednic. Acesta a adus un cufăr cu o mulțime de diamante. Pentru diamantele pe cine și ce a primit funcția sintactică de complement direct. Pentru diamantele pentru cine, cu cine, despre cine a primit funcția sintactică de complement prepozițional. Iar pentru diamantele cum, unde, când a primit funcția de circumstanțial. Pe fundul cufărului, împăratul a găsit și câteva smaralde. Care, ce fel de, câți, câte. Iar pentru acestea i-a oferit funcția de atribut. Dativul, al treilea fiu, pentru că îi plăcea tâmplăria asemeni fratelui său genitiv, a venit cu un cui de aur. Iar pentru acesta a primit funcția sintactică de complement indirect. Genitivul a fost însă mai ambițios decât dativul și a găsit 4 cuie de aur. A cui, al cui, ai cui, ale cui, primind astfel funcția de atribut genitival. Însă, vocativul cel mai mic, dar și cel mai leneș dintre fiii împăratului, s-a înfățișat înaintea tatălui său cu mâinile goale, justificându-se că nu a avut timp destul pentru a putea găsi ceva. Atunci, împăratul, supărându-se, l-a certat spunându-i: vocative, să pleci din fața mea. Sunt foarte supărat pe tine, iar pentru aceasta nu-ți dau nici o funcție sintactică. Și am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa. Sper să vă prindă bine.